Salut, bună ziua! Am venit azi în fața dumneavoastră pentru că nouă mi se pare esențial ca românii să știe cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură că PSD are un program de guvernare bine articulat și extrem de minuțios cu obiective realiste. Suntem pregătiți, în primul rând, să luăm măsuri rapide și de aceea, astăzi, voi pune accentul mai ales pe acțiunile care pot fi executate în următoarele 4 luni. Asta deși programul de guvernare este unul, bineînțeles, construit pe un ciclu de 4 ani. De altfel, fiecare parlamentar va avea mâine pe pupitru său programul de guvernare al PSD. PSD va da jos guvernul Orban pentru a repara în regim de urgență România, iar pentru asta ne-am pregătit în ultimele luni organizând 10 de focus grupuri pentru a înțelege mai bine care sunt așteptările românilor. Iar una dintre concluzii a fost că românii s-au săturat de promisiunile unor realizări grandioase, fiindcă au văzut că așa ceva nu se întâmplă. Vor să li se spună onest care sunt obiectivele care se pot face, chiar dacă sunt mai mici, într-un interval decent. Și ni se pare firesc să venim în primul rând cu măsuri gata să fie aplicate luna viitoare sau peste 2-3 luni, nu peste 2-3 ani. Asta mai ales fiindcă guvernul care se va instala este unul cu un mandat extrem de scurt până la alegerile din decembrie. Noi nu suntem PNL care a venit la putere pentru un an și a propus o fițuică de guvernare cu obiective science fiction, cu mii de kilometri de autostradă și alte investiții fantasmagorice. Iar apoi ne-a anunțat că repornește economia de pe un teren de golf cu promisiuni pentru anul 2030, iar pentru astăzi nu au adus decât austeritate. Vă voi prezenta astăzi, atât cât de sintetic pot, cele 3 mari priorități ale PSD. Sănătate, educație și economie. Și vă voi da exemple de măsuri concrete la fiecare din aceste domenii, din programul de guvernare propus. În esență, am construit acest program de guvernare pentru a răspunde la 4 lucruri fundamentale. 1. Gestionarea profesionistă a crizei sanitare. 2. Deschiderea în siguranță a școlilor. 3. Relansarea cu adevărat a economiei. Și 4. Creșterea veniturilor românilor. Și aș dori să intrăm în detaliu pe cele 4 priorități pe care noi le considerăm a fi pentru perioada următoare. Bineînțeles că prioritatea absolută este sănătatea și mai ales redarea încrederii cetățenilor în sistemul românesc de sănătate publică. Avem un program de management profesionist a crizei COVID-19 bazat pe câțiva piloni strategici. 1. Comunicare transparentă a datelor legate de pandemie, ajungând până la nivel de oameni infectați pe fiecare localitate sau a raportării numărului de persoane care au dezvoltat anticorpi. 2. Un plan coerent de testare a populației cu un protocol făcut public și actualizarea săptămânală a algoritmului de testare. 3. Creșterea capacității de răspuns la situații de risc epidemiologic. 4. Sprijin pentru mediul privat în criza COVID-19. Ne vom concentra pe ceea ce acest guvern a omis cu inconștiență criminală câteva luni bune. O testare masivă și constantă a românilor.
fără sinusoide aberante, când se jonglează de la 6.000 de cazuri pe zi la 25.000, 32.000 de teste. Iată exemple de măsuri care să consolideze forța de reacție a statului împotriva pandemiei. Introducem decontarea integrală a costurilor de testare pentru toate persoanele suspecte și decontarea parțială a testării la cerere efectuate, similar decontării parțiale a medicamentelor. Termenul este luna septembrie. Introducem posibilitatea de deducere fiscală a testărilor în urma stabilirii unui cost maximal per testare. Termen, septembrie. Asigurarea măștilor pentru persoanele defavorizate, furnizate de Ministerul Sănătății și distribuite de autoritățile publice locale. Termen, prima săptămână de guvernare. Asigurarea materialelor de protecție necesare personalului medical, și mă refer nu numai la nivelul spitalelor, ci și a cabinetelor medicilor de familie, stomatologice, a laboratoarelor și cabinete ambulatorii de specialitate aflate în contract cu CNAS. Se stabilește o sumă forfetară și prima propunere este de 1000 de lei per lună pe medic cu normă întreagă. Decontarea unor cheltuieli efectuate de către agenții economici cu materiale specifice pentru răspândirea virusului în limita unui plafon de 5% din cifra de afacere anuală aferentă anului precedent. Termen octombrie. După cum vedeți, sunt măsuri simple și de bun simț. De exemplu, ultima e legată de firme și care poate avea un impact pozitiv major pentru economie. Majoritatea firmelor pot să-și continue activitatea dacă există protecție adecvată pentru angajați. Și e mult mai eficient pentru stat să pună la dispoziție măști care să conducă la reluarea activității economice decât să suporte 75% din salarii ca șomaj tehnic. În educație. Pornim de la premisa că toți copiii, elevii și studenții trebuie să înceapă noul an școlar și universitar în cele mai sigure condiții. Prin programul Educație de Calitate în condiții de siguranță sanitară, propunem cele mai bune măsuri pentru a oferi copiilor, elevilor și studenților soluții de învățare cât mai bune în condiții de siguranță sanitară. Propunem un program integrat și detaliat privind desfășurarea învățământului online și un program privind digitalizarea resurselor educaționale pentru toți beneficiarii actului de educație. Asigurăm de asemenea un acces echitabil și gratuit pentru toți elevii și studenții din România. Prioritatea majoră este programul național privind achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet. Acest program este atât pentru elevi cât și pentru studenții din grupurile defavorizate, cât și la solicitarea fiecărui elev sau student, dar și pentru cadrele didactice care solicită și nu beneficiază din partea unităților de învățământ de laptopuri sau tablete. Practic, trebuie să reparăm ceea ce a făcut guvernul PNL și să deblocăm licitația pentru tablete și laptopuri pe care guvernul Orban a dus-o într-o prăpastie a incompetenței. Termen septembrie. De asemenea, vom realiza programul național pentru conectarea școlilor la internet. În acest moment sunt aproximativ 26% din unitățile de învățământ din România care nu sunt conectate la internet.
mai vă spun câteva măsuri concrete care, alături de revizuirea și adaptarea planurilor cadru și a planurilor de învățământ, asigură un flux educațional sigur, eficient și flexibil. Reducerea numărului de elevi dintr-o clasă trebuie să fie însoțită de suplimentarea personalului didactic aferent, prin realizarea unui parteneriat cu cele mai importante ONG-uri din domeniul educației și cu marile companii, corporații tehnologice, propunem construirea rapidă a unui corp național de asistenți didactici voluntari, toți cu competențe digitale, care să secundeze profesorul titular în procesul separării clasei în două colective de lucru. Termen, octombrie. Fiindcă acest aspect este unul esențial, competența digitală va fi stimulată printr-un spor de 10% din salariul de bază. De asemenea, propunem finanțarea autorităților locale pentru igienizarea tuturor spațiilor școlare și a universităților. Termen, luna septembrie. În economie, avem de reparat un adevărat dezastru produs de guvernul PNL. Am avut noi ca țară cel mai slab răspuns la pandemie în termeni de stimulare fiscal-bugetară dintre toate țările Uniunii Europene. Practic, noi nu am controlat nici pandemia și ne-am sufocat și economia. PSD s-a inspirat din ce au făcut statele europene importante în fața acestei crize, și anume și-au apărat firmele locale și le-au susținut cu stimulente fără precedent. Soluția noastră în acest domeniu este patriotismul economic și mizăm pe programele produs în România. Considerăm că toate companiile care produc în România plătesc taxe și impozite în mod corect, renumerează decent munca lucrătorilor români și ajută la dezvoltarea României, fie că sunt companii românești sau au acționariat străin sau mixt. De aceea, pornim un program de relansare a producției în România prin stimularea investițiilor mari de tip Greenfield și crearea unui fond de industrializare pe bază de licențe. Propunem regândirea lanțurilor de producție pe componente interne, plus creșterea nivelului de prelucrare, inclusiv tehnologică, la intern. Iată și alte câteva măsuri concrete și de impact. Pe unele, cred că le știți, din luna mai, când au fost lansate de PSD. I-am invitat atunci noi, PSD-ul, pe liberal să le preia. Nu prea le-a păsat. Iohannis și Orban au preferat să le ignore, deși puteau salva zeci de mii de locuri de muncă, iar pentru asta eu sunt convins că românii nu-i vor ierta la vot. Avem un program de sprijin pentru industria auto. Dublarea bugetului programul Rabla, clasic, de la 405 milioane de lei la 910 milioane de lei, termen septembrie. Program de sprijin pentru industria de electrocasnice și mărirea bugetului programului Rabla pentru electrocasnice de la 30 de milioane la 300 de milioane, termen septembrie. Țin să menționez și un program la care țin mult, un program de startup pentru studenți. Finanțarea se va acorda în dezvoltarea de afaceri în sectoarele care fac obiectul de studiu al studentului, care aplică la acest program, astfel încât acesta să poată să-și valorifice cunoștințele dobândite
în cadrul universității. Termen, octombrie. Nu vreau să închei această prezentare sintetică fără a vorbi despre creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare. Un capitol important din programul nostru de guvernare. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus încă din primăvară că vom depune moțiune de cenzură pentru a ne lupta pentru respectarea legilor adoptate privind creșterea pensiilor și a alocațiilor. Și asta facem. Noi vedem în aceste măsuri și în creșterea nivelului de trai a populației un motor consistent pentru stimularea cererii, element fundamental pentru revenirea economiei. Aceasta este, de fapt, miza moțiunii de cenzură. Noi ne batem pentru veniturile românilor, de la copii, la studenți, angajați în companiile private sau de stat și până la pensionari. Asta este diferența fundamentală dintre noi și liberali. Ei se agață de putere pentru a fura din banii țării în plină pandemie. Noi ne luptăm pentru ca acești bani să ajungă în buzunarele românilor, nu în conturile firmelor PNL. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Bună ziua, Marius Vulpe TVR. Până s-a aplicat acest program de guvernare, trebuie să treacă moțiunea. PNL și aliaților se pare că au convenit să boicoteze plenul de mâine în care trebuie să dezbată și să voteze această moțiune de cenzură. Are PSD votul necesar, în primul rând, pentru a asigura vorum și pentru a trece moțiunea? Pe câte voturi vă bazați, ținând cont că a avut loc și racul lor de parlamentari ultima vreme? Primul și în primul rând, PSD se bazează 100% pe voturile parlamentarilor PSD. Eu am convingerea că mâine această moțiune de cenzură va fi votată și va trece. Bun. Și în cazul în care nu se va înregistra acel vorum, aveți o variantă? N-aș vrea să fac speculații pe acest subiect. Este posibil să amânați să veniți, în cazul în care nu este acest vorum, este posibil să amânați pentru o altă zi până când se pronunță decizia curții pe această situație? Repet, nu vreau să fac speculații. Eu vă spun că mâine această moțiune de cenzură va fi votată și adoptată. Ați prezentat programul pe care îl va avea PSD? Pe scurt, cât am încercat. La ce parte din acest program de guvernare ați lucrat și dacă ați venit să-l prezentați, sunteți și propunerea PSD pentru această funcție? Nu sunt propunerea PSD pentru această funcție. V-a prezentat, cred că, președintele partidului în urmă cu o săptămână, 10 zile, profilul candidatului PSD pentru funcția de premier. Nu mă înscriu în acel profil. Totuși ați fost acceptat odată de președintele Klaus Iohannis. N-ar putea să vă accepte și a doua oară din această funcție? Repet, nu sunt eu propunerea PSD. Profilul a fost prezentat de președintele partidului în urmă cu o săptămână, 10 zile. Iar vreau să vă întreb referitor la banii pe care ar putea să-i folosiți, având în vedere aceste obiective destul de ambițioase. Sunt măsuri foarte importante pe care le-ați lua. Întrebarea este cum veți reuși să faceți acest lucru, pentru că deja liberalii susțin că în acest moment nu mai sunt bani și prin urmare am văzut acest lucru inclusiv la majorările de salarii pe care fie le-au amânat sau majorările de pensii care au fost mai mici. De fiecare dată când dreapta a venit la guvernare a adus criză economică. De fiecare dată. Luați ultimii 30 de ani. De fiecare dată când stânga, PSD-ul, PDSR-ul, mai de mult a guvernat, a adus creștere economică și bani mai mulți în buzunarele fiecărui român. De fiecare dată când noi am guvernat, de pe partea cealaltă s-a spus că nu există surse de finanțare pentru a susține programele noastre. De fiecare dată, vă repet, am găsit sursele de finanțare necesare, astfel încât programele pe care noi le-am propus să fie duse la capăt. Acest lucru se va întâmpla și acum. Este leitmotivul dreptei de fiecare dată când guvernează sau se află în opoziție,
să spună că nu există bani pentru a crește veniturile românilor. Fie că vorbim de salarii, fie că vorbim de alocații sau de pensii. Aș vrea să revin puțin la tema legată de programul de guvernare al PSD-ului. Aveți acest program elaborat, suntem înainte cu o zi de moțiune, însă nu știm în jurul cărui premier ar urma să fie format guvernul. Nu ar trebui să fie prezentată și această informație? Vorbim despre un premier tehnocrat, un premier care activează în domeniul... Profilul, din câte știu eu, a fost prezentat de președintele partidului și chiar cred și de secretarul general. O să-l prezinte președintele partidului. Nu intru peste atribuțiile președintelui partidului, mai ales că orice propunere trebuie a fi votată în Consiliul Politic Național. Dar cert este că veți merge cu o propunere la Cotroceni dacă... Evident. Înțelegem că din motive obiective sunt mai mulți parlamentari PSD care nu vor participa mâine la plen, fie sunt, au probleme de sănătate, fie sunt în carantină. Spuneți că mizați pe voturile de la PSD. Aveți un număr clar de parlamentari PSD care vor fi mâine prezenți în plen? Toți. Cine nu se prezintă mâine sau votează invers, dacă nu există o... Nu știu, la școală, tot am vorbit de sistemul educațional, era învoirea. Dacă nu există o cauză obiectivă, înseamnă că nu mai fac parte din echipa PSD. Vreau să fiu cât se poate de clar din acest punct de vedere. Domnul Todor, cred că ar fi cazul. Nu vreau să discut pe cazuri punctuale, nici nu-i cunosc. N-am făcut parte din parlamentul acesta. Nu-i cunosc pe unii dintre ei, pe marea majoritate, da, dar nu vreau să discut de cazuri separate. Eu v-am spus tabloul de ansamblu. Cine din PSD, și repet, cine din PSD mâine nu votează moțiunea de cenzură sau găsește cauze nerealiste în a nu fi prezent, înseamnă că nu face parte din echipa PSD. Scorul de 250 de voturi pe care domnul Ciolacu l-a anunțat mai înainte mai rămâne valabil pentru... Asta vă rog să-l întrebați pe domnul președinte Ciolacu și știe și foarte bine... Sunteți totuși prin vicepreședinte. Da, dar domnul Ciolacu știe foarte bine aritmetica parlamentară fiind președintele Camerei Deputați. Este prima conferință de presă la care veniți dumneavoastră în fața noastră. Aș vrea să vă întreb și de demisia de la ANCOM. Ne așteptăm la această demisie sau ce se va întâmpla? Da. Eu am conform legii, din momentul în care am intrat în incompatibilitate, iar intrarea în incompatibilitate a fost odată cu revenirea în PSD, conform legii am 90 de zile în care să aleg cele două funcții și să ies din incompatibilitate. Vă spun cât se poate de tranșant că alegerea am făcut-o. Deci în luna septembrie, nu aștept cele 90 de zile, voi demisiona de la ANCOM. De ce? Dacă îmi permiteți să elaborez un pic, de ce consider că mai trebuie să stau 2-3 săptămâni? Pentru că în acest moment se află în dezbatere publică, în transparență decizională, proiectul de lege pentru transpunerea memorandumului cu Statele Unite, semnat în vara anului trecut, în legislația din România. Acest lucru mi-l doresc să intre pe făgașul normal. S-a lucrat foarte mult, au fost foarte multe discuții la nivel ministerial. Cred că în următoarele 2-3 săptămâni intră acest proiect în dezbatere parlamentară într-o formă care transpune, așa cum am spus, cât se poate de clar, memorandumul semnat în vara anului trecut între Guvernul Statelor Unite și România. Spuneați mai devreme că nu vă încadrați în șablonul de prim-ministru, dar v-ați încadra în șablonul de ministru în acest guvern? Nu vreau să fac speculații, o să vedem. Ce n-a funcționat în guvernarea PSD din 2016 până astăzi de Partidul Social Democrat a pierdut, a ieșit la guvernare înainte de alegeri?
și a venit tot așa în 2016 cu un program economic îndrăzneț și s-a, până la urmă a ajuns ca beneficii să fie în special pentru funcționarii la stat, mai puțin pentru cei din mediul privat. Primul rând, noi am avut un program de guvernare foarte bun. Și asta vă spun cât se poate de deschis și sincer. Vă rog să luați programul de guvernare pe care noi l-am propus în toamna anului 2016 românilor și care a fost votat. Încă din prima lună anului 2017 auzeam, când am luat primele măsuri, cele de creștere a pensiei minime, de scutiri de taxe și impozite, auzeam din partea cealaltă, din dreapta, nu se poate, pică economia și așa mai departe. Eu v-aș spune următorul lucru, acum, comparativ. Noi am încheiat anul 2017, sigur, cu două guverne, dar cu cea mai mare creștere economică din Europa. Și în anul 2018 ne-am aflat printre primele țări ca și creștere economică la nivel de Uniune Europeană. Asta arată că programul de guvernare pe care noi l-am propus atunci a fost unul realist, aplicabil și care a dat roade. Aș vrea să vă dau exemple din ultimele 6 luni. Puterea de cumpărare a românilor, dacă luăm salariul mediu pe economie, salariul mediu a scăzut de undeva de la 3.340 de lei în doar 6 luni la 3.150 de lei. Asta arată o scădere directă în procente de aproximativ 5%. Dacă adăugăm la acest 5% încă 3% aproximativ inflația, avem un tablou în 6 luni de zile, un tablou cu 8% procent scăderea puterii de cumpărare a românilor. Asta s-a întâmplat în ultimele 6 luni. De aceea vă spuneam că noi de fiecare dată când venim, spunem și facem lucruri care duc la creșterea economică și la creșterea veniturilor românilor, pe partea cealaltă, pe dreapta, avem de fiecare dată, cred că o singură excepție a existat în 30 de ani, când dreapta nu a adus criză economică. Excepția au fost mai multe, guvernele Tăriceanu. În rest, că au fost țărăniști, că au fost pedeliști, că acum sunt pedeliști vopsiți în peneliști, avem criză economică. Cred că n-a funcționat, ca să revin la întrebarea ta, dar țineam să subliniez lucrurile acestea, evidente, și care se văd, dacă vă uitați pe istoria ultimilor 30 de ani, n-a funcționat foarte bine, n-am să vă spun ceea ce s-a spus de fiecare dată, comunicarea, nu știam să spunem lucrurile pe care le facem, deși și aici a fost un minus. N-a funcționat partidul foarte bine. Asta este concluzia mea, și anume legătura între ceea ce însemna partidul care a câștigat alegerile și actul de guvernare. Dacă îmi permiteți, o să dezvolt. Și o să vă spun că de fiecare dată sau noi am avut ca rezervor de resurse umane Consiliul Național. Consiliul Național care lucra foarte bine pe departamente și care era, așa cum spuneam mai devreme, acel rezervor de specialiști și care în ultimii ani, nu doar în perioada guvernării din 2016 și până în toamna anului 2019, n-a mai funcționat așa cum trebuia. N-a mai produs, dacă pot să spun și să folosesc acest cuvânt, acei specialiști pe care noi am avut de fiecare dată. Iar lucrul ăsta s-a văzut de foarte multe ori și am spus asta și la congres. De foarte multe ori, propunerile care veneau pentru a ocupa diverse poziții guvernamentale n-au fost cele mai potrivite. Mai mult decât atât, cred că sistemul prin care se făceau aceste propuneri nu era unul
care să aducă în față competență, ci erau de multe ori jocuri de majorități în cex. Eu asta o consider principala cauză. Domnule Grindeanu, dacă îmi permiteți, cu puțin timp în urmă, la conferința pe care a avut-o astăzi, Victor Ponta a acuzat blat între PNL și PSD și faptul că moțiunea de cenzură are șanse mici să treacă, vom rămâne cu guvernul Orban, anunța acesta. În momentul de față, vă mai bazați pe voturile pro-România? Aveam semne de întrebare și până acum, dincolo de conferința de presă. Dar, cu riscul de a vă supăra, haideți să așteptăm, ziua de mâine și să vedem cine e prezent, câți din câți pe fiecare grup parlamentar, astfel încât să ne facem o imagine cât se poate de corectă și să nu facem speculații. Dar totuși aveți un plan de rezervă, că sunt sigur că ați luat și acest scenariu în considerare. Dacă moțiunea nu va trece, ce faceți mai departe? Cum o să catalogați de altfel această încercare? Și dacă depuneți în sesiunea următoare o altă moțiune? Noi am explicat cauzele pentru care dorim să înlăturăm acest guvern incompetent. Și incompetent e un cuvânt slab. Democratic, un guvern, și asta știu și pe propria piele, se dă jos prin moțiune de cenzură în Parlament. Cu riscul de a vă supăra, n-aș vrea să fac speculații, ci să vă spun cât se poate de tranșant că eu am convingerea că mâine acest guvern va pleca acasă. Tocmai de aceea am venit astăzi în fața dumneavoastră și înțeleg că și colegii mei au distribuit pe larg acest program de guvernare. Am venit în fața dumneavoastră să vă spunem ce vrem să facem în momentul în care preluăm guvernarea. Și ce propunem? Fără supărare, dar matematica, aritmetica parlamentară pe care arată că nu mai dispuneți de voturi necesare. Aveți 3 oameni plecați, PSD cu ALDE mai au acum sub scorul, sub acea cifră de 233. De unde aveți această convingere că această moțiune de cenzură va trece? Pentru că uitându-mă pe aceeași aritmetică parlamentară și adunând grupul PSD, grupul Pro-România, domnul Ponta, care tocmai a declarat că va susține guvernul Orban și că nu. Domnul Ponta susține guvernul Orban? Așa am înțeles. Asta nu e neapărat un lucru pe care să-l schimbe PSD-ul. Dar asta atunci ne duce spre altceva. N-am văzut declarațiile domnului Ponta, dar... Puteți să ne spuneți dacă Partidul Social Democrat se discută deja despre elaborarea unei noi moțiuni de cenzură în sesiunea ordinară? O moțiune de cenzură structurată de această dată pe educație? Pot să vă spun că ne dorim foarte mult ca mâine să treacă și să nu mai fie nevoie de o altă moțiune de cenzură. Pot să vă spun de asemenea că suntem extrem de preocupați de ce înseamnă începerea noului an școlar. Să știți că sunt câteva milioane de români care sunt direct sau indirect conectați la acest eveniment. Pot să vă dau exemplu personal. Am o fetiță care ar trebui să meargă în clasa 0. E cu câteva zile mai mică, face 6 ani ca să fiu mai scurt, la 10 zile după începerea anului școlar. Deci aș avea posibilitatea să spun da sau nu. Sau aveam posibilitatea. Sunt preocupat inclusiv eu, de ceea ce înseamnă începerea noului an școlar. Eu cred că n-au calibrat foarte bine impactul pe care îl va avea începerea noului an școlar, nu doar din punct de vedere sanitar, pentru că și acolo avem o mare problemă, ci și educațional și, doi, economic. Pentru că dacă faci experimente cu a sta 2 ore jumate la școală, după aceea trebuie să iei pe copii cine ia, unde se duc. Sunt foarte multe lucruri. Sunt, din calculele noastre, aproximativ 5 milioane de români, și aici includ elevi, studenți și părinți, care sunt direct conectați la ceea ce înseamnă acest eveniment de începerea anului școlar.
Și atunci acești 5 milioane de români vor avea mari dificultăți, dacă lucrurile nu sunt clare, în a-și calibra activitățile pe următoarele luni. Pot să vă dau un exemplu. Vă spuneam mai devreme că aproximativ 26% din școlile din România nu sunt conectate la internet. Sigur, proporție covârșitoare, dacă nu chiar toate, se află în mediul rural. Acolo unde, să spunem, operatorii, agenții economici, n-au venit cu fibră optică să aibă rețea. E aproape imposibil ca până la începerea anului școlar să poți să faci, să ajungi la un procent aproape de 100%. Lucrurile astea trebuiau începute mai demult, dacă tot se știa de ceea ce înseamnă începerea anului școlar și de pandemie. 2. N-ajunge să ai internet doar la școli. Pentru că dacă îți stau copiii acasă, trebuie să aibă și ce să primească, nu doar de unde se trimite lecția online. Sunt lucruri pe care eu știu că nu le-au calibrat cei de la guvernare, care trebuiau a fi începute cu luni bune în urmă. Astfel încât să reducem, eu nu spun să eliminăm, că nu facem cincinalul în 4 ani jumate, dar acest procent de 26% să fie cât mai mic, dacă se poate să fie un procent cu o cifră. Da. În afară de linia de partid că guvernul va pleca mâine acasă, luați cumva în considerare și să așteptați decizia Curții Constituționale, pentru că ar fi trebuit ca acei specialiști ai dumneavoastră constituționaliști să știe cumva că e foarte riscant trecerea la Curtea Constituțională, această formulă de moțiune de cenzură în afara celor două sesiuni parlamentare. Nu sunt specialist în drept, spun ceea ce am auzit și ceea ce au dezbătut colegii mei. Ne aflăm într-o sesiune în acest moment, fie ea și extraordinară. S-a depus o moțiune de cenzură în această sesiune extraordinară, se votează în acea sesiune extraordinară. Sigur că există această discuție pe care dumneavoastră o spuneți, acea sesizare a PNL-ului la Curtea Constituțională. Dar, așa cum bine știți, lucrurile se aplică pe viitor. Așa că mâine trebuie să pice guvernul. Concret, ne puteți spune de unde luați banii pentru acele proiecte pe care le aveți, având în vedere că nu e un sec? Da, vă pot spune. Bugetul de stat propus pe anul acesta are undeva în jur de 50 de miliarde de lei pe investiții, care nu au început, marea majoritate dintre ele, și care sau care sunt într-un stadiu incipient din bugetul de stat. Pe aceste programe punctuale luăm 20 de miliarde. A doua sursă de finanțare este accelerarea colectării arieratelor recuperabile de la marii contribuabili și aici ne referim la aproximativ 13 miliarde. De asemenea, fonduri europene, pentru că multe din programele pe care noi le-am propus și dacă intrați în detaliu o să le vedeți, multe dintre ele sunt decontabile pe fonduri europene. Ca să vă dau un exemplu, cel de care vorbeam mai devreme cu internetul la școli și către elevi. E un program care se poate deconta din fonduri europene. De asemenea, ceva ce am propus, dar văd că a fost abandonat sau s-a propus în cei 3 ani de guvernare, și anume parteneriate public-privat în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, care pot fi accesate, aceste 5 miliarde, de la fondurile private de pensii din România, cu condiția ca cele PPP-uri să fie fezabile. V-am dat 4 surse
de finanțare în acest moment pe proiecte pe care le propunem noi în acest program de guvernare. Dar în programul dumneavoastră de guvernare aveți cumva măsuri concrete referitor la salarii, pensii, adică un calendar al unor viitoare majorări? În primul rând ne ținem de ceea ce spune legea, și anume să mărim alocațiile și să mărim pensiile. Asta spune legea în acest moment în România. Dar impactul ar fi destul de mare, cel puțin la capitolul... Avem calculele făcute, se poate susține, se pot susține aceste măriri. Vă rog. Vă întreb pentru că la capitolul pensii, cel puțin așa cum susțin acum guvernanții, impactul ar depăși undeva de 30 de miliarde de lei. Și e puțin cam mult. Am să vă transmit după sau în zilele următoare am să-i loc pe colegii mei, dacă nu, chiar v-aș ruga dacă puteți să faceți acest search și să vedeți declarațiile celor din opoziție în acea vreme, acum la guvernare, când noi am făcut măriri. Fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salarii minime, fie că vorbeam de reduceri de impozite, de fiecare dată, dar absolut de fiecare dată, au spus că nu se poate, că nu există surse de finanțare, că se duce economia în cap. S-a dus economia în cap? Nu. Din contră, am avut în fiecare an creștere economică, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Așa că argumentele celor de dreapta, pentru mine, sunt egale cu zero în acest domeniu, pentru că și-au dovedit competența în cei aproximativ 15 ani din cei 30 în care au guvernat. Din acești 15 ani, vreo 11 au adus criză economică în România. Spuneați că nu plecați de la ANCOM, așteptăm să se ratifice memorandumul cu... Să devină lege. Vote. Da, exact. Din ultimele dezbateri v-a reieșit din pozițiile părților că Huawei a fost exclusă din această situație și având în vedere și memorandumul. Considerați că este bine așa și încercați cumva sau care este poziția dumneavoastră referitoare la această dispută? Am înțeles. Poziția mea e cât se poate de clară și vă transmit încă o dată, am mai transmis-o de nenumărate ori, susțin total transpunerea memorandumului cu Statele Unite, fără niciun fel de nuanțe. Semnat anul trecut între noi, Guvernul României, România până la urmă și Statele Unite ale Americii. E un memorandum care în săptămânile viitoare își va găsi transpunere în legislație, pentru că memorandumul nu ține loc de lege, ci ceea ce se va întâmpla în săptămânile viitoare, și anume transpunerea în legislație, va avea efecte de tipul celei amintite de dumneavoastră. Deci da, sunt un susținător total al acestui memorandum, al transpunerii memorandumului, de fapt, în legislația din România. Mulțumesc!